Ne continuăm stilul haotic de a călători, fără direcție și fără sens. Și astăzi suntem în Luxemburg, în micuța capitală a micuțului stat Luxemburg, aflat între Franța, Belgia și Germania. Aici, chiar în centrul orașului, am găsit o biserică care se poate vizita. Partea interesantă e că în Luxemburg toate bisericile, catedralele sunt gratuite, deci puteți vizita fără probleme. N-am să mai intru și înăuntru, dar ca idee. Este o duminică aici, o zi extrem de călduroasă, foarte, foarte rar pentru Luxemburg. Gândiți-vă că aici 190 de zile din 365 efectiv plouă. Nu vreau să comentez despre zilele cu soare sau fără, dar numai cele în care plouă sunt 190 din 365. Continuăm plimbarea pe aici. Partea interesantă este că partea frumoasă a Luxemburgului este că cărțile sunt gratuit uneori. Uitați aici, lumea vine, pune o carte, altcineva o ia, efectiv gratuit, și o aduce înapoi. Foarte, foarte interesant, sunt atât cărți în franceză, germană, dar uneori găsiți chiar în limba română. Pur și simplu sunt gratuite, lumea vine, o lasă și cam atât. Avem un monument destul de interesant, îmi aduce aminte de monumentul din fața Teatrului Național din București, destul de fain și aici. Vim pe aici, pe străduțe, să vedem ce putem vizita într-o duminică, unde într-un oraș în care majoritatea lucrurilor, magazinelor sunt închise într-o zi de duminică, iar în timpul săptămânii cam totul închide, nu știu, să zic în jur de ora 6. Foarte interesant e sistemul de biciclete de aici. Efectiv, faci un fel de abonament și folosești aceste biciclete gratuit pentru jumătate de oră. Dacă folosești mai mult, bineînțeles, începi să plătești, dar jumătate de oră e suficient ca să te duci între două stații, fie de autobuz, fie de tramvai. Da, asta e partea interesantă pentru a încuraja oamenii să meargă pe biciclete într-un oraș în care, atenție, transportul este gratuit. Nu plătești nimic pentru tren, tramvai, autobuz. Pe tot teritoriul țării, este singura țară din lume unde transportul este gratuit. Singura excepție este, bineînțeles, dacă iei bilet la clasa 1, la tren. Dar în rest, totul e gratuit, puteți vizita toate minunile Luxemburgului fără nicio problemă cu orice mijloc de transport. Fel de fel de magazine. Dacă tot eram la partea asta de biciclete, motociclete și tot așa, trebuie să spunem faptul că în Luxemburg trebuie să recunoaștem că statul subvenționează achiziția de biciclete. Asta e partea interesantă. Trebuie să recunoaștem că prețul bicicletelor nu este foarte prietenos. Adică o puteți lua la jumate de preț din Franța, ca idee. Așa arată pe aici, o grămadă de străduțe, tot centrul. Foarte multe clădiri vechi. Uitați, pe asta chiar scrie anul 1731. Foarte multe baruri, bărulețe, locuri unde puteți mânca. Aduce un pic cu centrul vechi din București, numai că aici este o combinație între vechi și nou,
Dar da, te poți plimba pe aici. E destul de mare zona. Este destul de dimineață. Încă nu au deschis restaurantele, puburile și toate cele. Dar o grămadă de magazine cu lucruri vechi. O grămadă de magazine cu ceasuri. Și aici, parte interesantă, cred că este Camera Deputaților. Haideți să o vedem mai bine din altă parte. Acesta este Marele Palat al Marelui Duce de Luxemburg. Iar aici, în partea stângă, foarte interesant, este Camera Deputaților, în care aleșii poporului vin pur și simplu, fără să se teamă de popor. Dar uitați ce frumos este Castelul Marelui Duce, Palatul. El se și vizitează. Uitați ce arhitectură frumoasă. Dar știu că se vizitează, din ce mi s-a spus, nu iarna. Așa arată o străduță tipică pe aici. Bine, am găsit una în care nu sunt magazine, dar sunt așa micuțe, te plimbi pe aici, fără nicio problemă. Securitatea în Luxemburg este foarte, foarte ok. Nu putem compara cu Franța, nu putem compara cu Germania. Este un total alt nivel. Aici este un muzeu, Luxembourg City Museum. Foarte interesant de vizitat. Este chiar în centrul orașului. Continuăm aventura pe aici, pe străduțe. Foarte interesant. Foarte multe clădiri vechi. Acum gândiți-vă că în momentul în care la noi erau încă turcii, Imperiul Otoman, oamenii ăștia nu aveau alte năvăliri și invazii din partea altor popoare. Fel de fel de locuri frumoase, fel de fel de statui, fel de fel de clădiri faine. Interesant e că în această zonă steagul Luxemburgului este peste tot. Foarte, foarte interesant. Cred că este Catedrala Notre-Dame. Scrie pe ea 1618. Partea interesantă este că o să o privim din față. Aici este intrarea a doua, din câte mi s-a spus. Dar e foarte frumoasă. De vizitat dacă ajungeți pe aici. E gratuit. Și e mult mai spectaculoasă din față, bineînțeles. Aici de obicei se intră la concertele gratuite. Se fac concerte cu filarmonica, cu de Crăciun, colinde, diverse coruri de copii. Haideți că o vedem din față. O vom vedea din față, mult mai spectaculos. Continuăm să ne plimbăm pe aici. După cum am spus, este duminică. Lumea nu prea este duminica. Sincer să fim aici. Dar mă așteptam să fie mult mai aglomerat, pentru că este o zi frumoasă, ceea ce este rar în Luxemburg, după cum spuneam. Fel de fel de clădiri.
Și multe au aceste semne, după cum vedeți, așa ca o, nu știu cum să spun, ca o seceră. Nu știu exact ce reprezintă. Poate cineva ne poate spune, am mai văzut aceste semne pe clădiri în Transilvania, dar nu știu exact ce înseamnă. Fel de fel de clădiri. Și multe au aceste semne, după cum vedeți, așa ca o, nu știu cum să spun, ca o seceră. Nu știu exact ce reprezintă. Poate cineva ne poate spune, am mai văzut aceste semne pe clădiri în Transilvania, dar nu știu exact ce înseamnă. Arată catedrala din față, mult mai spectaculoasă. A, interesant. Și aici o să vedem primul view al Luxemburgului, să vedem, să ajungem pe partea cealaltă, să vedem cum se vede orașul fortificat. Aici avem unul dintre cele mai celebre monumente din Luxemburg, dedicat voluntarilor 1914, 1916 și 1940, care și-au pierdut viața pentru Luxemburg. Este chiar în zona unde toate autobuzele care vin din Germania, Franța și Belgia opresc. Nu știu dacă se vede foarte bine din cauza soarelui. Să tot aibă vreo 30 de metri înălțime. Așa am arătat zona. Ne aflăm într-un loc unde se poate vedea foarte, foarte bine cum arată exact Luxemburgul. Un oraș fortificat cu ziduri foarte, foarte înalte și care are două părți, orașul de sus și orașul de jos. Acolo ce vedeți în față este podul Adolf. Dar distanța până jos, în acest parc, de circa, nu știu, 100 de metri, ca să vă dați seama, 100 de metri de zid. Noi stăm efectiv pe un zid aici. Foarte interesant. Dar puteți vedea acolo în distanță, nu știu, la distanță, nu știu dacă se vede foarte bine. Fel de fel de palate, iar în partea stângă începe deja orașul nou, plin de firme și alte de-astea. Monumentul privit din spate, ca să vedeți mai bine. Da, superb. Am coborât un pic jos, ca să ne uităm un pic la ziduri. Deci nu cred că am coborât mai mult de 20 de metri. Nu sunt cele mai spectaculoase ziduri, dar cam asta e ideea. Ca să vedeți în acest părculeț. Haideți să vedem ce e pe aici. Uitați, de acolo încep să vadă mai bine zidurile. Uitați ce zid înalt. Și credeți-mă, nu se vede încă în totalitatea lui. Dar haideți să coborâm pe aici, prin parc, să vedem. Ce mini potecuțe. Încercăm să coborâm. Un drum destul de întortocheat. Dar e fain că e chiar în mijlocul orașului. Așa că e ok. Gândiți-vă că iarna nu e chiar totul înverzit.
Haide să căutăm acolo zidul. Pe un fel de terasă. Tot așa pe lângă zidul pe aici. Foarte frumos. Ne poți opri aici pentru o țigară. Sper că se poate fuma, nu știu asta. Așa că mai bine nu să fumez. Dar așa arată zidurile. V-am zis, nu sunt cele mai înalte, se poate și mai bine. Dar ca să faceți o idee. Și hai să vedem și view-ul de aici. Ok, cam asta ar fi. Destul de fain. Aici se află clădirea fostului casino, care momentan adăpostește fel de fel de expoziții de artă. Chiar în centru se poate vizita fel de fel de clădiri. Aici un alt monument dedicat evreilor care au fost asasinați de către naziști în Luxemburg în 1940 și 1945. Continuăm pe aici. Stați cum sunt străzile. Așa sunt străduțe, dar nu mai intru pe străduțe. Am ieșit puțin la strada principală. Să văd un alt view, de fapt. Să-l găsim. Continuăm pe aici. Mi s-a spus că este un alt loc pentru un view în partea cealaltă a orașului. Să vedem. Este ora 11, după cum spuneam, nu toate magazinele sunt deschise. Uitați din nou bicicletele de care vorbeam, din 500 în 500 de metri. Și nu știu unde am ajuns aici. Fel de curte constituțională. Tribunal. Da, ok. Pe noi ne interesează view-ul. Nu ne interesează neapărat partea asta. Și din partea asta de aici se vede cel mai bine orașul de jos. Orașul de jos, care se numește Grund. Acolo undeva este râul Alzet. Dar uitați ce frumos se vede. Uitați ce frumos se văd zidurile orașului. Am să încerc să mă aresc un pic, ca să putem vedea. Cam așa arată, uitați râul acolo, în centru, printre clădiri, iar zidurile orașului, cum erau. Foarte interesant. Aici e un loc unde poți avea așa o panoramă a părții orașului de jos din Grund. Partea asta este foarte frumoasă. Dacă mergi așa pe râul, pe malul râului, e foarte, foarte frumos. Și te poți îndrepta așa spre un alt obiectiv. Acolo în depărtare ce se vede? Este platoul Kirchberg. Platoul Kirchberg, care înseamnă sunt foarte multe instituții europene acolo. Foarte multe clădiri noi. Nu se văd în totalitate de aici. Dar da, cam asta este.
Un alt monument. Acolo ce vedeți în față este tot orașul de sus. Numai că este partea nouă, cu fel de fel de firme, firmulițe și sedii de bănci, de alte companii înregistrate în Luxemburg. Haideți să vedem ce e aici. Iarăși un alt monument. Ok, interesant. Hai să vedem ce zice. Ok, este pentru oamenii din Luxemburg care și-au sacrificat viața în al doilea război mondial. Uitați, este și un foc aici. Foarte interesant. Nu știu dacă putem să intrăm pe acolo sau nu. Dar, da. Mie-mi plac țările care își celebrează eroii, oamenii care au luptat pentru patrie. Ok, cam asta e zona. Продолжение следует...